de la biserică, numai pe sora mea, la biserică, cândva dacă vin de acasă, care nu au la biserică. Nu știu ce să zic de asta. Să fim alături de voi la un ceas de privechiere în jurul rămășițelor pământești ale Tatălui vostru și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să le binecuvinteze pe toți cu harul său, cu harul de a trăi viața atâta când ne-au hărăsit-o și când ne-au dorit-o Dumnezeu, să o trăim așa fel ca să-i fim plăcuți și strămutarea la cele veșnice să fie o zi de sărbătoare, o zi de bucurie. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu în cazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Vreau lângă Dumnezeu să Yeah.
Tată, ne închinăm înaintea Ta în această seară, în acest loc de jale. Ne închinăm înaintea Ta în orice loc, Doamne, că Tu ești Dumnezeul nostru. Dumnezeu care noi ne închinăm, la care noi ne închinăm. Și noi fie că trăim, fie că murim, suntem mai întâi, Doamne. Și vrem să Te înălțăm, Doamne, în acest loc, Dumnezeule. De la același timp să binecuvinte, să întărești familia îndoriată, Doamne, care trece prin această încercare, Doamne, a morții, dar și a speranței în același timp, Doamne, căci vom ajunge cu toții în acest loc mai bun, Doamne. Îți mulțumim că ești prezent în acest loc, Dumnezeule. Și am dorit ca prin toate cuvintele ce se vor adresa în acest loc să-ți aducă mângâiere. Tu să dai mângâiere familiei și alinare, Doamne. Și în același timp încredere în viață, în cei care mai trăim, că vom fi împreună în veșnicia fericită. Te rugăm, vorbește în această seară sufletelor noastre și ne întărește prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem înălța și lăuda numele Tău adevărat, având încredere în Tine, Doamne, amintindu-ne că toți vom trece prin acest loc al morții, dar cu o speranță și cu o nădejde, că ne vom vedea cu Tine, Doamne. Te rog, întărește această nădejde în această seară prin cuvintele de îmbărbătare pe care le dai și te rugăm ca Tu să-ți faci prezența în acest loc, Doamne, și îți mulțumim că vei face acest lucru și te lăudăm și te glorificăm pentru aceasta. Amin. 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 Strălucește îndepărtarea noastră iubită patrie, unde condus de Domnul Iisus, poporul Său cel Sfânt merge sus 204. După această cântare, în câteva gânduri pioase, patru cel, fratele Darius, pentru familie și pentru strălucește îndepărtare, a noastră iubită patrie, unde condus de Domnul Iisus, poporul Său ce sfânt merge sus. În curând bucuroși, acolo vom intra și noi toți. În curând bucuroși, acolo vom intra și noi toți. Toți cânta vor în strălucire despre a lui Iisus mărire, unde toată grija lumească a trecut și pace cerească. În curând bucuroși, acolo vom intra și noi toți. În curând bucuroși, acolo vom intra și noi toți. Auzi oastea nenumărată, Domnului aduce laudă, mărește iubirea lui Hristos, cel ce pentru noi a venit jos. În curând bucuroși, acolo vom intra și noi toți. În curând bucuroși, acolo vom intra și noi toți. Iubiți credincioși, stimată familie îndoriată, ne bucurăm pe de-o parte că vă putem fi alături într-o situație de durere și într-un moment de criză oarecum și de adâncă supărare, poate, pentru că oricine dintre noi, dacă și-ar pierde un
om drag din familie, mai ales părinții, tații sau mamele care, sau cu care am avut așa de multe amintiri, zeci de ani, așa de greu ți este să-l scoți din inima ta sau din memoria ta și îl porți toată viața pe el care a fost tata, care anul acesta împlinea 81 de ani, o vârstă frumoasă, dar dincolo de toate acestea, privind la un trup neînsuflețit, noi privim de fapt mai mult la sufletul care, chiar dacă nu se vede, el a trecut în veșnicii, sau cum spune Biblia, Apostolul Pavel, la Domnul, cel pe care l-a slujit. Vrem să fim o mică mângâiere, dacă putem, și dacă prin cuvintele noastre, prin simpla prezență a noastră pentru dumneavoastră, care este aici fratele Laurențiu, sora dânsului și mai este un frate, probabil va ajunge mâine seară sau nu va ajunge. Știu că anul trecut a fost mama dumneavoastră tot în același loc și iată ce repede, niciun an de zile n-a trecut de atunci și parcă prea repede să-ți pierzi părinții nici la distanță de un an, dar fără a nu mai insista în direcția aceasta, vreau să fiu trei lucruri pe care știu că le cunoașteți, le cunoaștem și noi, dar vrem să ni le împrospătăm ca să avem nădejde, să avem speranță și să nu ne limităm la ceea ce vedem noi acum cu ochii aceștia de carne. Și aș vrea să citesc doar două versete din Matei, capitolul 19, cu versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Și primul lucru pe care vreau să-l afirm în această seară, ca un lucru de căpătâi, dacă vreți, ca și trei lucruri pe care nu le poate nimici sau nu le poate anula omul, ci ele există pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Și în primul rând, există Dumnezeu. Tânărul sau omul acesta a venit la Iisus. Iisus este și era Dumnezeu și rămâne Dumnezeu din persoana Trinității. Și să nu, așa cum am cântat prima cântare, vreau lângă Dumnezeu. Știți că trăim într-o perioadă lumii acestea în care tot mai mulți oameni din creștini, poate crescuți sau născuți într-o țară creștină, și-au schimbat mulți dintre ei perspectiva referitoare la religie, la credință și au ajuns să fie atei. Să nu mai creadă că există Dumnezeu. Știința le-a dat peste cap informațiile și gândurile și cu tot ceea ce părinții au învățat, parte știința și alte lucruri pe care le-au descoperit ei, poate în cărți, au ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu. Dar eu întreb, nu există Dumnezeu? Dacă alții îl contestă? În această seară nu poți să ai credință sau nu poți să ai nădejde, mai bine zis, că oricum sunt legate una cu alta. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, rămân dar acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Cum să poți avea nădejde pe pământ fără să ai credință în Dumnezeu? Ai credință și în oameni, în sensul că te încrezi în ei, ai relații bune, te ajuți cu ei, dar ei sunt limitați. Oamenii pot face ceva până la un punct. Dar, de exemplu, de la punctul morții, mai poate să facă omul ceva? De aceea Dumnezeu zice, dincolo de toate lucrurile care le vedem noi pe orizontală, trebuie să ne ridicăm ochii pe verticală și să știm, există Dumnezeu. Tânărul, din pilda aceasta sau din întâmplarea adevărată, trăia ca și cum el zicea că împlinea poruncile și nu era de contestat, dar inima lui nu era cu adevărat sau nu se credea cu adevărat în el. El se credea încă în lucrurile materiale, mai avea încă resursele lui, mai avea încă legăturile lui pe pământ. Și vreau în această seară să vă aduc aminte și nouă tuturor să ne creștem nădejdea prin credința în Dumnezeu, să credem că Dumnezeu este stăpânul vieții. El hotărăște când ne naștem și El hotărăște când plecăm din lumea aceasta. Al doilea lucru care vreau să-l afirm este că există viață veșnică. Când vorbim despre Dumnezeu, n-ai cum să vorbești
de Dumnezeu fără veșnicia Lui. Că El este din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, spunea unul dintre psalmi. Adică, atunci când noi ne gândim la Dumnezeu, ne gândim că există o altă lume, altă dimensiune a existenței pe care noi nu pricepem și nu înțelegem, că n-am ajuns în ea, dar credem în ea. Prin credință și prin ochii credinței, noi vedem locul pe care El l-a pregătit. Și spunea Iisus Hristos în Ioan, capitolul 14, să nu mi se turbe inima, să nu vă întristați. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și... Acest loc se numește viață veșnică, sau rai, sau împărăția lui Dumnezeu. Și oamenii, chiar dacă își făurează ei, sau își făuresc ei de aici pe pământ, tot felul de lucruri, imperii poate, și au impresia că sunt veșnici pe pământul acesta, viața este limitată la o vârstă. Și speranța asta și nădejdea asta pe mine mă face să mai doresc să trăiesc, pentru că altfel mi s-ar părea viața poate fără sens. La ce rol să trăiești 100 de ani pe pământul acesta și să se termine tot? S-ar merita atâta efort, atâta silință, atâta durere, atâta necaz, dacă n-ar exista viață veșnică. Întotdeauna când vorbim despre existența lui Dumnezeu, trebuie neapărat să alipim existența vieții veșnice. Și adevărurile acestea ni le întărim, ni le readucem aminte ca să ne credem și mai mult. Că ne așteaptă o viață veșnică. Ne așteaptă o viață veșnică pentru a ne revedea cu cei dragi care au plecat înaintea noastră. Pentru că, cu siguranță, dacă vom sluji același Dumnezeu în care am crezut, vom ajunge în locul acela în care ne-am crezut. Și ultimul lucru care vreau să-l apel, căci dacă există Dumnezeu, dacă există viață veșnică, există și reguli după care trebuie să trăim, sau porunci, sau principii, sau valori, că așa se vorbește mai nou, ultima perioadă, și spune versetul 17, dacă vrei să intri în viață, păzește. Să știți că Dumnezeu are condițiile Lui. Și El promite tuturor oamenilor, și foarte frumos, tot alăturat aici la viața veșnică, în Ioan, capitolul 3, versetul 16, versetul de aur, foarte bine cunoscut, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă. Dar în același timp vine și spune tot Evanghelia, că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului, și cel ce face. Și aici intră în punctul acesta ultim pe care vreau să-l afirm. Există Dumnezeu, există viață veșnică, dar există reguli sau porunci care trebuie respectate. De exemplu, dacă citim în Marcu, cele mai de început porunci, zice, mergeți în toată lumea, le spune la mare trimitere Iisus, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia și vestiți, spuneți-le oamenilor, cine crede și se botează va fi mântuit. Adică cine crede în Dumnezeu, punctul 1, cine împlinește poruncile, punctul 2, punctul 3 de fapt la noi, și cumva, ca să înțelegem că punctul 2 se împlinește prin punctul 3, adică nu mai cum să ai parte de viață veșnică dacă nu împlinești poruncile. Toți oamenii, dacă îi întrebi, băi, vrei să ajungi în cer? Cum să nu? Dar vrei să respecti legile? Păi știi că e greu, că nu prea mie la îndemână. Aceste trei adevăruri am vrut să le, așa rapid, să le aduc aminte. Să nu le uităm, să le avem în inimă. Că acesta ne întărește și ne dă putere în situații ca acestea, de durere, de necaz, să trecem mai ușor. Că Dumnezeu în control, există Dumnezeu, există Împărăție. Doamne, abia aștept să ajung și eu acolo. Uneori poate mai avem de lucrat pe aici, pe acolo, mai avem de terminat treburi, dar niciodată nu să le termin pe pământ. Totdeauna vor mai rămânea de făcut. De aceea să nu ne legăm prea mult de pământ. Pământul nu ne aparține. Pământul este ceva, doar o trecere, doar o escală pe care Dumnezeu ne-o îngăduie. Și atunci împlinim cuvântul, citim din cuvântul Lui, îl luăm seama la voia Lui, El ne garantează viața veșnică. Cei mai mulți oameni propovăduiesc doar primele puncte. Există Dumnezeu, există viața veșnică. Și atunci îi bagă pe toți. Toți ajung în rai. Dar e adevărat? E completă Biblia? Nu e completă. Și atunci noi vrem să vestim un Dumnezeu corect sau adevărat în tot întregul Lui și să nu știrbim nimic. Că noi putem să-i mințim pe oameni, să-i înșelăm. Nu contează cum trăiești, ce faci. Dumnezeu există, El te iubește, te iartă, fă ce vrei. Oricum, ne duce cu toți în cer. Mi-ar place și mie să fie așa, dar nu e așa.
Și atunci noi trebuie să stăm în picioare, să ținem adevărul sus și Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Te duc mereu mai sus, pe zările să vină, acolo fericire pentru tine, 234, și apoi fac finalul de lucruri și alte mai drumuri de mângâiere. Te duc mereu mai sus, spre zările să vină, acolo-i fericire pentru tine. Este o certitudine. Știm, suntem convinși că
această casă a cortului nostru trupesc se va desface odată. Nu cabe niciun fel de îndoială aici. Este un lucru care îl cunoaștem, este un mare adevăr, dar cu care niciodată nu ne putem obișnui. Niciodată nu ne putem obișnui. Și chiar dacă îl știm, și chiar dacă îl cunoaștem, parcă trecem prin viața aceasta fără să ne gândim la el. Ne gândim la alte lucruri, ne gândim la alte probleme ale vieții, ne gândim la alte frământări, ne gândim la alte nevoi, însă niciodată nu ne gândim că vom ajunge în locul acesta. Este ca și cum, ca și cum nu ar exista momentul acesta. Și totuși îl știm. Știm și Biblia vorbește despre el că există și momentul acesta care face parte din viața omului pe pământ, din trăirea lui. Va ajunge și aici. Știm că se va întâmpla și lucrul acesta. Și vorbește aici Cuvântul lui Dumnezeu despre, despre cortul acesta. Mai mult când ne gândim la cort, ne vine în minte acel cort care există și în vremea noastră, dar până la urmă, tocmai imaginea aceasta a cortului poate să ne sugereze cât este de firav trupul omenesc, cortul acesta, și cât de repede se poate desface, și cât de repede se poate strica, și cât de vremelnic până la urmă este, nu? Pentru că și un cort la noi făcut ca să dăinuiască foarte mult, este făcut ca să dăinuiască o vreme limitată. Este ca o casă, nu este ca o zidire, cumva așa. Ci este imaginea aceea unei lucrări care trece foarte, foarte repede. Cortul acesta este locuința în care noi trăim, dar este o locuință în care, dacă citim mai jos, spune Cuvântul, în care gemem. În care avem fel și fel de lupte ale noastre, în care avem fel și fel de trăiri și de suferințe. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că noi gemem în cortul acesta și dorința noastră este să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Noi știm că trăim în cortul acesta, știm că acest cort, că această viață este ceva vremelnic, este ceva trecătoare, atât de efemeră, însă, cum spuneam, niciodată parcă nu ne gândim la lucrul acesta. Însă, momentele acestea, ne aducem aminte de el. Momentele acestea, când asistăm la astfel de evenimente, când vorbim despre ele, deci cuvintele pe care noi le spunem sunt pentru dumneavoastră, sunt pentru familie, sunt pentru cei îndurerați, însă sunt deopotrivă și pentru noi. Cuvintele acestea sunt pentru toți, pentru că, așa cum spuneam, poate trebuie din când în când să ne mai conștientizăm cu lucrurile acestea. Și mereu și mereu să ne le aducem aminte ca să înțelegem că viața noastră este trecătoare, că tot ce este pe pământ este efemer și că există undeva, așa cum Apostolul spune aici, o altă clădire în cer de la Dumnezeu. E, lucrul acesta este ceva care ne poate aduce chiar în momentele de despărțire. Deci e foarte greu să ne despărțim de cei dragi. Pentru că în relațiile noastre de familie, de prietenie, legăturile noastre omenești sunt foarte, foarte strânse și ne obișnuim cu omul, ne obișnuim cu persoana, ne obișnuim cu cei de lângă noi și este foarte greu să ne despărțim. Însă atunci când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și ne uităm aici și vedem că dincolo de toate lucrurile acestea, dincolo de frământările acestei vieți, dincolo de durerile acestei vieți, există o clădire în cer de la Dumnezeu care nu e făcută de bunăcie și de lege. Lucrul acesta ne aduce întotdeauna acea liniște sufletească, acea nădejde, cum se spunea mai devreme, acel lucru care ne face să ne gândim mai devreme sau mai târziu, atunci când Dumnezeu va hotărâi, ne vom reîntâlni iarăși. Și ne face să ne gândim că atunci când persoanele tragi nouă, cum a fost fratele aici de față, paralizat de o bună bucată de vreme, a gemut în cortul acesta, i-a fost foarte greu. Și de multe ori, nouă ne este greu. Chiar dacă nu suntem, știu eu, într-o stare atât de grea ca a Dumnezeului, dar ne este greu în noi, în problemele noastre, în boli, în fel și fel de lupte pe care le avem. Dar ne gândim că există ceva acolo care, în care nu va mai fi toate luptele acestea. Și pentru lucrul acela, noi ne luptăm ca să ajungem acolo și ne dăm toată silința, pentru că și mai departe scrie Cuvântul Domnului, ne silim să fim plăcuți. Pentru că așa cum se spune aici, Dumnezeu ne cheamă ca să
Petreacă cu noi acolo veșnicia fericită. Domnul a spus lucrul acesta și noi știm că mă duc să mă pregătesc un loc, că acolo ne sunt eu să fiți și voi. Și spunea Domnul în continuare, voi știți drumul până acolo. Știți calea, știți unde mă duc. Trebuie ca să parcurgeți și voi această cale, să parcurgeți și voi acest drum, ca să fiți împreună cu noi. Pentru că ortul acesta este vremelnic, pentru că viața aceasta este scurtă, pentru că este plină de durere, pentru că este plină de suferință, pentru că este atât de trecătoare, dar dincolo de ea ne așteaptă ceva care nu mai trece niciodată. Pentru că noi, ca oameni, așa înțelegem noi veșnicia, ceva care nu trece, ceva care nu va avea sfârșit, ceva care nu are un început, dar nu va avea nici un sfârșit. Și acolo este locul pe care Domnul Iisus Hristos l-a pregătit pentru cei care îl urmează. Acolo este locul pe care Domnul Iisus l-a pregătit pentru cei care îl ascultă, care îl slujesc, care îl iubesc până la urmă. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă îți pui în mâna lui viața, dacă îți pui în mâna lui sufletul și gândurile tale și dorințele tale și toate le pui în mâna lui, Doamne, eu sunt al tău, îți aparțin ție. Vei avea atunci și o viață împlinită atât pe pământul acesta, cât cu atât mai mult o viață împlinită în cerul său. Și pentru aceasta este necesar și este absolut necesar ca să trăim în spiritul acesta al ascultării de Dumnezeu. Pentru că înțelegem mai mult decât oricare alt om care trăiește pe pământul acesta, că dincolo de toate, de pragul acesta morții nu este un final, ci este doar un nou început pentru o veșnicie care nu va mai trece. Și este necesar ca să trăim cu gândul acesta la Domnul Iisus Hristos, cu gândul la veșnicia pregătită de El, la locul pe care l-a pregătit El și să tânjim, spune aici cuvântul Domnului, tânjim, gemem în cuvântul acesta, dar tânjim după locul acela care l-a pregătit Dumnezeu. Să ți-l dorești, să-l vizualizezi, să te gândești la El, să te trezești dimineața și să spui, Doamne, nu știu când vei veni să mă chemi acasă, dar eu te dori și te aștept. Știți că spune în Psalmul 39, David stătea și spune el, stătea cel rău înaintea mea și am stat mult și n-am zis nimica. Dar la un moment dat mi-a venit cuvântul pe buze și știți care a fost cuvântul? Doamne, spune care sunt și zilele mele, ca să știu cât de trecător sunt. Ăsta a fost cuvântul care a venit lui în mintea lui, meditând și gândindu-se la ceea ce traversa în momentul acesta. Să se gândească și să știe că este trecător, că este un om care, viața care zboară, că viața mea este cât un lat de mână și toate zilele mele, spune el, sunt un nenica în mintea ta, însă să te gândești că dincolo de toate este ceva care te așteaptă acolo. Și apoi, gândul acesta trebuie să ne urmărească în fiecare zi, trebuie să ne anime viața noastră cu gândul la Hristos, cu gândul la Domnul și să trăiești prin credința aceasta că într-o zi toate suferințele se vor sfârși și toate durerile vor trece și acolo în veșnicia aceea ne vom întâlni și cu cei care au plecat înainte de noi și cu cei care vor veni în urma noastră, nu? Pentru că nimeni nu știe care este rândul lui și când va fi rândul lui. Însă avem în noi această nădejde că atunci când cortul acesta se va desface, le vom ocupa un loc acolo pe care l-a pregătit Hristos pentru noi. De aceea Domnul să ne binecuvinteze ca să trăim în spiritul acesta. Și mai departe conclude Apostolul Pavel textul acesta și spune că toți ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos. Va fi și o zi a judecății până. Va fi și o zi a judecății când Dumnezeu va judeca oamenii după dreptate și celul care îi se cuvine o răsplată, o va primi, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească o viață ascultătoare de El, o viață a unui om care l-a slujit, care l-a ascultat, care l-a urmat, care l-a iubit, care și-a dedicat viața lui, dar și va răsplăti și va pedepsi deopotrivă și pe cel care a fost neascultător, necredincios, care i s-a împotrivit, care a fost potrivnic și a făcut ceea ce el a crezut în viața aceasta, dar n-a făcut și n-a trăit după regulile lui Dumnezeu, după rânduielile sale, după poruncile sale. De aceea, în seara aceasta, am vrut doar aceste câteva cuvinte să le aduc înaintea noastră și înaintea tuturor, pentru că v-am spus, toate cuvintele sunt, până la urmă, pentru toți și cu
toți trebuie să le retrăim, să le rememorăm, să ne le readucem aminte. Cum spune Apostolul Pavel, nu este greu să vă spun mereu același lucru, iar vouă vă este de folos și nouă ne este de folos să le spunem din când în când, pentru că fac parte, cum spuneam, din viața noastră, din trăirea noastră, din mersul lucrurilor și niciodată poate nu suntem prea obișnuiți cu aceste evenimente. Chiar dacă fac parte din viața noastră, trebuie să le acceptăm, să le primim și să trăim la înălțimea acestei chemări pe care Dumnezeu ne face, să înțelegem mersul, să înțelegem vremea, să înțelegem vremelnicia noastră și să ne punem cu totul și cu totul în ascultare de Dumnezeu. Pentru că dincolo, când cortul acesta se desface și vom începe o nouă existență în Împărăția lui Dumnezeu, să fie una fericită. Să fie una în sânul Tatălui, să fie una cu cei dragi, să fie una cu toți aceia care l-au slujit și l-au urmat pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze și să mă întărească și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare parte. Amin. Și tot Domnul și pe calea noastră. Și păcatul lui Adam a fost imputat întregii rase umane.
Și, într-un fel, mintea noastră este obișnuită cu evenimente de felul acesta. Totuși, când se întâmplă, uneori poate să fie foarte șocant. Am înțeles de la Laurențiu că a fost conștient și așa, fără, își era bolnav de multă vreme, tatăl vostru, a plecat așa dintr-o dată. Duminică seara am fost la Arad, la privilegiul unei mame, unei prietene foarte bune de-a soției mele, și am întrebat-o cum am murit. Și-a spus la masă. La masă. Deci vreau să mănânc niște salate de vinete cu roșii. Și-a pus salate de vinete și roșii. Și-am luat-o dată, căci au zis, de ce mi-ai luat roșia? Păi mama, e aici. Uite, pune mâna aici. Dar zice, parcă nici vinete nu mai sunt. Uite, mamă, că, da, și Doamne, zice, dar ce cu mine? Pus capul și-o plecat. Unii așa pleacă. Unii de bătrânețe. Unii mai repede, unii mai târziu. Știam undeva că, spun biologii, medici, că omul se dezvoltă și merge dezvoltându-se până în jurul vârstei de 22-25 de ani. De atunci începe să dea înapoi. Deși primii ani, primii 10-20 de ani, după vârsta de 25 de ani, nu simți că dai înapoi. Dar, de fapt, celulele corpului, ci că dau înapoi. Pe la 45-50 de ani, atunci chiar conștientizăm că nu mai suntem ca la 25 de ani. Pe la 65 de ani, conștientizăm că nu mai suntem ca la 50 de ani. Da, încearcă remediu. Deși Cuvântul Dumnezeu rămâne. Dumnezeu face lucrurile să fie toate frumoase la vremea lor. La 25 de ani e frumos să fii ca la 25 de ani, la 45 de ani e frumos să fii ca la 45 de ani, la 65 de ani nu e frumos să fii ca la 30 de ani. Dai o grămadă de bani, o grămadă de tratamente. Nu, Dumnezeu le face ca toate să fie frumoase la vremea lor. Dar cel mai minunat lucru dintre toate este că Dumnezeu a pus în oameni gândul veșnicii. Dumnezeu ne cheamă ca să venim în lumea asta și Dumnezeu ne cheamă și când să plecăm din lumea asta, dar între aceste două chemări este marea chemare la mântuire. Marea chemare la mântuire. Unii oameni o acceptă pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos are o valoare infinită. Jertfa Domnului Iisus Hristos, murind odată pentru totdeauna, are așa o valoare că toate miliardele de oameni care au trăit cumva pe Pământ pot ca să acceseze și puteau să acceseze mântuirea Domnului Iisus Hristos, așa valoare infinită are. De aceea și cei care resping jertfa Domnului Iisus Hristos prin necredință au parte de o pedeapsă infinită, pentru că o dragoste infinită, o jertfă cu o valoare infinită și când vorbim de sângele Domnului Iisus Hristos, nu ne referim la cei 5-6 litri de sânge pe care are un om. O picătură de sânge, pentru că era sânge de Dumnezeu, a avut și are putere să ierte toate păcatele. S-a terminat un ciclu, înțeleg, din viața voastră. Despre tatăl vostru, prea multe lucruri, eu nu știu să spun. Dar vreau să vă binecuvintez în numele Domnului. Și am spus aceste lucruri și despre credință și despre pocăință, pentru că Dumnezeu ne cheamă la mântuire și mântuirea aceasta se accesează prin credință și ne este nouă dăruită în dar. Este darul lui Dumnezeu. Dar în ceea ce privește răsplătirea, Dumnezeu a pregătit din veșnicie niște fapte bune ca să umblă prin ele. Și ați îngrijit tatăl, neputincios și handicapat, și bolnav, și urcios, un om bătrân și un bolnav, nu un om drăguț. Am îngrijit și eu bătrâni, mai povesteam cu alți oameni, ziceam, pot să-mi dau doctoratul în îngrijirea bătrânilor. Știu ce înseamnă asta. Și ca să o faci cu devotament, și ca să o faci până la sfârșit, astea sunt niște fapte deosebit de bune. Spun lucrurile acestea că ne-am îngrijit-o și pe soacra noastră, ani de zile a avut și Alzheimer, copiii ei care stăteau în străinătate și ceilalți care mai veneau așa, nu le venea să creadă, cele câteva zile care stăteau așa, cât de mult starea ei de sănătate s-a degradat. Am numărat într-o zi, într-o oră, de 51 de ori, au spus același lucru.
într-o oră de 50 de ori și copiii o să zic, cum de la rezistați? Cum de nebunii, zice că noi, eu la treia, la patrua, când am auzit parcă mine, se zic vreo două. Dați-o la azil. Dați-o la azil că vă bagă în vădete. Și n-am făcut lucrul acesta. Spun acesta, nu vorbim despre niște mete care aveam. Spun că viața de credință, mântuirea se accesează prin credință, dar a face anumite fapte lumea, astea sunt răsplătite de Dumnezeu cu noi lumea negrii. Că trăim mai pentru lumea aceasta și noi trăim pentru viața veșnică. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cu această mulțumire în această zi de despărțire, că atâta cât a fost omenește posibil, voi ați făcut. Și dacă au mai fost momente, poate de tensiune, cum ați spus, noi care suntem mai bine, știu și când bolnav, dată când mi-a intrat ceva nou și încercau oamenii să mă ajute și eram așa de iritat, nu pune mâna, nu mă atinge, un om când este bolnav, nu-i trecut, nu-i amatul, că n-are cu. N-are cu. Mai sunt scăpări într-un fel sau altul, dar Dumnezeu vede inima de slujire. Și lucrul acesta este scris în cărțile lui Dumnezeu. Și vor avea o mare răzplată. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze toți care suntem mântuiți, să ne ducem mântuirea până la capăt. Amin. În zilele bune din viață să-L slăvim pe Dumnezeu. Iar pentru zilele cele rele, cumva să ne setăm mintea de pe acum. Că e scris 70, pentru cei mai tari la 80 de ani. Adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele cele rele. Nu ni le programăm zilele rele. Alea vin. Nu ni le programăm. Nimeni nu vrea ca să stea la pat. Vreme îndelungată. Nimeni nu vrea să fie o povară pentru alții. Cine se gândește la 40-50 de ani la lucrul acesta? Dar vin lucrurile, nu ni le programăm. Dar mintea noastră să fie setată în sensul acesta. Suntem călători în lumea aceasta. Avem un final și finalul nostru este un final binecuvântat. Când l-am ales pe Domnul și ne-a dus mântuirea până la capăt, credința este darul lui Dumnezeu, dar faptele bune pregătite de Dumnezeu, acestea vor străluci în vecii vecilor, ca niște jertfe de bun milos aduse înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, cum a spus, cu credință vie, personală, mântuitoare, până la sfârșit și nu uitați, osteneala voastră în Domnul n-a fost și nu va fi satanică. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare și să lăsăm lumea rugăciunea ca pe nostru și așa să terminăm partea aceasta a Bibliei. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Cu ajutorul Domnului, mâine, la aceeași oră, o să încercăm să fim iarăși aici, lăudând pe Dumnezeu, închinându-ne înainte de Dumnezeu, cercetându-ne, pentru că e o binecuvântare și pentru ceilalți, așa spunem. Mai bine să te duci într-o casă de joane decât într-o casă de petrecere. Acolo să aduci aminte de sfârșitul oricărui om, inima se face mai bună și cine înțelept își pune la inimă lucrul acesta. Dumnezeu să te binecuvinteze, să rămâne cu noi la distanță. Amin. Amin.
stați pe curți, am luat de lor, ridicam la Sfântul Fără, Să vă mulțumesc pentru vizionare.